Facebook și WhatsApp au răspândit astăzi informații despre iminenta sosire deasupra României a unui prezumtiv nor toxic din Ucraina. Sosirea ar fi fost favorizată de codul galben de vânt. Autoritățile ne liniștesc. Directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie a spus că nu există nicio legătură între ce se întâmplă în Ucraina și ce se întâmplă în România. Elena Mateescu a făcut referire la, citez, un nor de poluare. Iată declarația ei. Confirmăm pe baza informațiilor de la Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus, în baza căreia Administrația Națională de Meteorologie rulează la nivelul României și interpretează datele respective, la acest moment nu există o legătură între ceea ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei din această perspectivă și condițiile meteorologice care ar fi putut să favorizeze deplasarea norului de poluant. Mă refer la monoxid de carbon pentru că înregistrăm concentrații foarte reduse, iar în ceea ce privește particulele în suspensie PM10 și 2,5, să nu uităm că astăzi, până la ora 20, ne aflăm încă în continuare sub incidența unei avertizări meteorologice de cod galben, cu vânt în intensitate, în special în zona Dobrogei, acolo unde am avut și viteze locale care au depășit 60-65 de km pe oră și ar fi putut să ridice, într-adevăr, particule de praf în suspensie. Mai devreme, înaintea directoarei Autorității Administrației Naționale de Meteorologie, Agenția Națională de Mediu emitea un comunicat pe la 15:45 de minute, în care ni se spunea că modelările realizate de ANM arată foarte clar că în perioada următoare nu se preconizează o deplasare a norului poluant dinspre Ucraina, spre teritoriul României. Vă spun încă o dată despre acest nor poluant, nu am găsit niciun fel de informație pe nicio agenție de știri și la niciuna dintre agențiile europene care monitorizează calitatea aerului. L-am invitat alături de noi pe ministrul mediului, Tanțoș Barna. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Ce știți despre norul ăsta poluant, despre care aparent știu doar Agenția Națională de Mediu și Administrația Națională de Meteorologie? Administrația Națională de Meteorologie și Agenția de Mediu au emis astăzi comunicate și au participat inclusiv la acest vis de presă de la guvern pentru a combate știrile false. Știrile false au început să circule în media online și au fost preluate de foarte multe agenții sau foarte multe organizații de presă, din păcate. Știrile false se refereau la un nor toxic, citez din aceste știri false, la un nor toxic care s-ar deplasa dinspre Ucraina și s-ar așeza deasupra României. Am combătut astăzi cu specialiști aceste știri false și s-a vorbit despre acest nor poluant sau nor toxic tocmai pentru a combate și a dezminți aceste informații false. Și am făcut apel la înțelepciune și am făcut apel la chipzuință în ceea ce privește consumul de știri. Recomandăm tuturor să se informeze strict de la instituții publice, din surse oficiale și să nu dăm crezare tuturor știrilor false. Doar că am primit mult acum câteva ore sau câteva minute, după ce am combătut și am dezmințit aceste informații false, a apărut următoarea, că dacă tot am terminat cu poluarea aerului, să trecem la ape. Și a apărut următoarea știre falsă cu privire la poluarea apelor din Ucraina, care ar ajunge în Marea Neagră și care ar polua eventual apele teritoriale române. Este o știre la fel de aberantă și falsă. Nu există în momentul de față niciun risc din acest punct de vedere. Poluarea apelor supraterane sau subterane este foarte probabilă în Ucraina în condiții de război. Dar condițiile de diluare, cantitatea de apă din Marea Neagră, face practic imposibilă propagarea unor astfel de poluări din zona de război până la litoralul românesc, de exemplu. Să ne întoarcem puțin la cea referitoare la poluarea aerului, pentru că practic autoritățile ne-au liniștit doar într-o privință și ne-au alarmat într-o alta. Pentru că ni se spune că nu circula aerul, norul toxic n-ar veni deasupra României. Dar și ANM și Agenția de Mediu vorbesc despre un nor poluant. Care nor poluant? Că noi nu știm.
Există acest nor poluant? Deci în fiecare zi, în fiecare oră de când a început războiul, din păcate, în Ucraina există poluare aerului. În zonele de conflict, în zonele unde sunt bombardamente, în zonele unde sunt bombardate unități industriale, cu siguranță poate exista acest risc. Bun. Domnule ministru, noi, dacă aveți... Nu există nicio șansă ca acea poluare în momentul de față să ajungă deasupra României. Bun. Aveți acum pe ecran, nu știu dacă aveți un televizor, dacă nu vă explic eu, avem o hartă care este realizată de Serviciul European Copernicus, se referă la poluarea cu monoxid de carbon, este substanța la care a făcut referire doamna Mateescu de la ANM, și constatăm că deasupra Ucrainei nu există nor de monoxid de carbon. Asta spunem noi de azi dimineață. Că nu există niciodată nici o informație, nu există date care să confirme o asemenea poluare, pentru că suntem în legătură directă, permanentă, cu Centrul Copernicus. Analizăm datele și pe cele care se referă la Polonia, și pe cele care se referă la Moldova, și pe cele care se referă la Ungaria. Există un ciclon deasupra Ucrainei care generează o staționare a eventualelor poluanți în zona Ucrainei, să spun așa, dar nu există niciun motiv de îngrijorare. Am înțeles. Domnule ministru, sunt două în această încercare de dezinformare, de panicare, de ce-o fi fost ea, există două informații. Prima este, dacă există un nor de poluare deasupra Ucrainei și din comunicările Agenției de Mediu și Administrației Naționale de Meteorologie am înțeles că există. Și a doua informație este că acest nor ar fi posibil să vină deasupra României. Și dumneavoastră adineauri acum, și Administrația de Meteorologie, și Agenția de Mediu ne spuneți că nu există pericolul ca acest nor să vină deasupra României. Nu ne-am lămurit cu existența norului. Există sau nu există? Că noi nu l-am găsit nicăieri. Atât centrul de specialiști din Polonia, cât și cei din Ungaria și cei din România, analizează din oră în oră situația din Ucraina, pentru că toată lumea vrea să știe dacă există o posibilitate de poluare. Încă o dată repet, nu există niciun risc. Deasupra zonelor de conflict, cu siguranță există mai multă poluare decât în orice altă zonă. În ciuda acestui fapt, la nivel de monoxid de carbon, anumite hărți arată că situația este sub control și nu există poluare. Se face analiză de 7-8 poluanți, începând de la dioxid de carbon, monoxid de carbon, ozon, aerosoli, sulf, diversi poluanți pe bază de sulf. Toate acestea sunt analizate de acest centru Copernicus și informațiile sunt publice pentru toată lumea. În paralel, se analizează direcția de deplasare a volumelor de aer. Aceste informații sunt adunate de specialiști și pot să asigur pe toată lumea că suntem în legătură directă permanentă cu ISU, informăm ISU cu privire la orice risc iminent în ceea ce privește unde de poluare pe apă, în aer sau orice altă problemă care poate să fie generată. Deci, încă o dată, în dreptul ambelor informații, dumneavoastră spuneți nu. Nu există nor de poluare, nu există. Dacă nu există nor de poluare, nici nu are cum să vină deasupra României, că nu există. Am înțeles bine, da? Nu există în momentul de față niciun nor care să vină înspre România și care să conțină cantități atât de mari încât să genereze poluare deasupra României. Bine că ne-am lămurit. Vă mulțumesc, domnule ministru. Barna Tansoș este ministrul mediului și ni se alătură Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Cum vă spuneam, DSU pe la 4:30 ne spune foarte clar că informațiile care au fost vehiculate pe WhatsApp referitoare la un nor toxic care ar conține sulf, plumb și alte metale grele format în urma bombardamentelor din Ucraina reprezintă fake news. Informațiile prezentate sunt false, se înscriu în spectrul informațiilor de tip fake news. Raed Arafat, doar că abia acum ne-am lămurit, pentru că
autoritățile statului român, instituțiile statului român s-au referit la acest nor de poluare ca și cum el ar fi existat. Abia acum ne spune ministrul mediului că de fapt norul nu există. Dumneavoastră ce știți? Deci, anunțul dat de Departamentul pentru Situații de Urgență a fost dat inclusiv după consultare cu colegii de la Ministerul Mediului și nu numai atât, pentru că și Departamentul al Situațiilor de Urgență avem și noi, cum are și Ministerul Mediului, relațiile noastre la nivel european și unde putem primi alerte la nivel european dacă există ceva. Deci știrea, dacă nu era falsă, nu o dădeam că falsă. Singurul nor realmente existent asupra României la acest moment este norul știrilor false, atât tot. Sau cel de praf. Vrem să o luăm așa. Sau ce, da, exact. Adică nu se pune problema, asta trebuie să înțelegem că în perioada asta sunt mecanisme care le folosesc diferite entități pentru generarea unor reacții necontrolate, reacții care să ne pună în dificultate ca țară, nu numai ca oameni. Și am văzut reacția la benzinării de acum vreo două săptămâni. Deci aici se încearcă astfel de induceri a panicii în rândul populației. Astăzi am primit mesaj de la primarul unui municipiu care, pot să spun, de la Tulcea, că uitați, domnul ministru, ce circulă la noi. Oamenii sunt speriați, li se spune să stea acasă. Mesaje date pe WhatsApp de data asta. Și clar că trebuia să dăm punctul nostru de vedere după ce ne consultăm cu specialiștii în domeniu și să ne consultăm și cu site-urile care noi le urmărim pe plan european. Și atunci s-a dat că este un fake news și este un fake news care s-a încercat amplificarea lui astfel încât să producă panică și să facă oamenii să reacționeze într-un anumit fel. O singură întrebare mai am. Mai devreme, ministrul mediului ne spunea că vă informați sau că vă informează în legătură cu senzorii de calitate a aerului pe care îi are ministerul, pe care îi are administrația, agenția de mediu. Întrebarea este, publicul, noi, cetățenii, în câte vreme aflăm dacă sunt depășiri? Dacă sunt depășiri semnificative încât să pună populația în risc, se află imediat și vin recomandările. Deci dacă într-adevăr există un risc sau ar exista un risc asupra populației, vă dați seama că nimeni nu va sta pe astfel de informații să le țină în secret. Deci populația trebuie să aibă încredere că în cazul în care apare orice care le pune viață în risc, și mai ales că este vorba și de copii, nu numai de adulți, clar se va ieși cu recomandări pe linia Departamentului pentru Situații de Urgență, pe linia Ministerului Sănătății, pe linia Ministerului Mediului. Suntem mai multe ministere și entități care avem responsabilități față de populație în acest domeniu și nu se pune, adică, situația de a ascunde aceste chestii. Când spunem că e fake news, înseamnă că, din punctul nostru de vedere, este fake news pentru că nu există nicio probă la astfel de informații. Informațiile n-au bază reală și sunt că și informația atunci cu, cum am zis, cu benzina care a scos toată țara să facă rând la benzinării că se scumpește benzina și devine 11 lei, lucru care s-a dovedit că n-a fost real. Vă mulțumesc mult, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Tragem linie, un fake news în toată regula. Nu există acum niciun nor toxic deasupra Ucrainei, deci nu există nici riscul ca el să vină deasupra României. Niciun fel de agenție europeană, niciun fel de agenție de știri, nici măcar sursele din Ucraina nu vorbesc despre acest nor. Probabil din greșeală astăzi au făcut-o câteva instituții din România, dar ne-am lămurit. Nu există acest nor de poluare deasupra României. La aproape